Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cum ar fi, mă, să ne scriem noi la competiții de samba? Ce, la rup picioare sau ce? Ar fi, a, trist? Eu cred că ar fi foarte amuzant, n-ar fi trist deloc. A, sau poate, da, depinde. Da. N-am participat niciodată la o competiție, nici de samba, nici de tip ce, cine mănâncă mai mult. În sensul că nu în competiții oficiale. Nu m-am înscris nici eu și nici voi. Că așa, pe weekend, fiecare în competiție. Da, și da, nu da, doar pe weekend, aș spune. Dar s-ar putea ca aceste campionate să fie pe cale de dispariție într-o țară în care ele sunt foarte populare. În China, un restaurant care a organizat un concurs de mâncat găluși de wonton a fost în cele din urmă amendat pentru o risipă alimentară. Nu și cred. Da. Mă umplu în gură când mă gândesc la găluștele alea wonton. Sunt ca niște colțunași. Păi și ce o special? Supă. Băi, nu știu, sunt cu umplutura. O umplutură și umplutura diferă. Și nu se găsesc. Adică restaurantele chinezești din România nu le fac. Sau n-am văzut eu nicăieri. Dar nu prea sunt populare la noi. Și nu cred că au nici asta și nici... Am văzut la un moment dat, dar nu, da, nu. Da. Nici wonton, găluși. Sunt ca niște colțunași. Așa. Deci ce e? Fistic, vanilie, de-astea sau cu carne? Cu cărniță, cu umpluturi, cu legume, cu nu știu ce, se pun în supă sau în noodles. Pot fi mai mult sau mai puțin picante. Dacă sunt găluște wonton de nu genul ăsta la vreun restaurant chinezesc din România, din București, în mod special, dați-ne mesaje 0728 3132. Și știi ce, că vrem să le gustăm. Știi ce nu există sau n-am văzut sau foarte rar am văzut? Dim sum. Alea care se fac la abur. Nu știu de ce nu sunt, că alea sunt atât de ușor de vândut, nu știu de făcut, că n-am făcut niciodată. Dar se fac la bucată, practic stau acolo la abur, ia... Da, se fac repede. Cred că nu sunt, de astea cred că sunt pe fundeni acolo la... Nu, le umplu un restaurant din Sam Park. Mă țin de că am fost la Dragonul Roșu la un restaurant chinezesc și a fost o dezamăgire. Așa e, cel mai bun a fost aici, în parcare, la... spre voluntari. La lață. A, la lață, da. La da, lață. Corect. Bine, revenind. Deci, în China, restaurantul respectiv a lansat pe rețelele sociale provocarea asta. Concurs de mâncat găluște wonton. S-a chemat provocarea regelui stomacului mare. Clienții trebuiau să mănânce 108, minimum. 108 găluște condimentate de wonton cât mai repede posibil. Câștigi 108. 8. Băi, sunt destul de multe. Ca să câștigi o masă gratuită, deci să mai câștigi încă ceva de mâncare și niște premii suplimentare. S-a întâmplat în Sichuan. Acolo, în Sichuan, mâncarea e condimentată. E destul de condimentată, spun unii, în sensul că cine nu mănâncă picant, se plânge că este picant de-ți sar ochii din cap. Deci piperul okay. Sichuan nu e... Nu pun doar piper. Nu, dar zic că e idee. Da. Piperul nu e... E aromat. Nu. E doar aromat, da. Pun chili, pun de-astea zdrapene acolo. Răutăți. Pentru că e clima foarte cald și umed. Pun răutăți. Pun răutăți, da. Și s-a autosesizat administrația de stat pentru reglementarea pieței. Aia. Pentru că în China există o lege împotriva risipei de alimente. A fost adoptată în urmă cu 2 ani, care a răspuns la proliferarea canalelor de mukbang. Cum îi spunea, sunt foarte canale mulți de streaming video cu vlogger care înfulecă grămezi de mâncare în timp ce mii sau zeci de mii de internauți se uită la ei și le fac donații. Așa e, am văzut. Deci, cum am zis, noi jobul ideal pentru noi și acum că se închide deci piața chineză, nu e adevărat, se închide piața chineză, avem o oportunitate. Da, bă, să facem live-uri de-astea din România. Da, bravo. Și să fim noi, să fim omul alb care înfulecă de rupe. Să ne dea wonton. Și să se uite chinezii, acceptăm donații în yuani. Sau în renminbi, cum să nu are, găsim noi o cale să-i schimbăm în ruble, nu așa? Legea asta chineză e foarte interesantă. Conform legii, împotriva risipei alimentare, nu ai voie să faci propagandă pentru risipa alimentară, deci proprietarii de cârcium pot fi amendați cu până la 1400 de dolari, echivalent 10.000 de ioani, dacă induc sau induc în eroare clienții să comande în exces pentru a provoca risipă evidentă, notează G4 Media, iar posturile de radio și televiziune riscă amendă de 10 ori mai mare dacă se implică în astfel de susținerea unor astfel de activități, adică în principiu dacă transmiți da. Sau coproduci sau plătești producția unor astfel de evenimente. Deci pe noi ne-ar amenda zilnic pentru culinaria la ce reclamă. Eu zic că am face emisii din pușcărie direct. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.